Și în acest an școlar, elevii care vor prezenta probleme de sănătate la școală se vor lovi cel mai probabil de lipsa medicilor sau asistenților care să ofere primul ajutor. Asta pentru că de ani buni învățământul gorjan se confruntă cu această problemă. Doar 28 de cadre medicale sunt disponibile pentru cei peste 26.000 de elevi și preșcolari. Dintre puținii medici disponibili, doar unul este stomatolog. Mai avem ceva probleme din punct de vedere a asigurării numerice a personalului medical care se găsește structurat la ora actuală în cadrul celor 8 cabinete cu 7 medici de specialitate și unul stomatolog și 20 de asistenți. Reprezentanții Direcției de Patrimoniu a municipiului Târgu Jiu au solicitat deblocarea unui număr de 14 posturi de medici și asistenți, însă răspunsul Ministerului Învățământului se lasă așteptat. Candidați pentru astfel de posturi ar fi, însă până nu se alocă bani de salarii, nu se pot face angajări.